Antrenoarea sportive anului din 2010, Viorica Pintilie, s-a arătat onorată de prezența la vaslui a campioanei olimpice de la Sydney din 2000. Aceasta este mulțumită de sprijinul pe care Gabriela Szabo îl oferă sportivilor cu sete de performanță. Mă bucur foarte mult că doamna Gabriela Szabo ne-a onorat din nou cu prezența dumnei aici. A fost și este lângă noi, atât lângă mine, cât și lângă Mirela și sigur că da, din toate punctele de vedere atunci când avem nevoie de un sfat în ceea ce privește performanța, în ceea ce privește poate viața personală a Mirelei, îl cerem și îl primim cu plăcere. Fosta atletă a apreciat munca sportivilor și antrenorilor vasluieni. Vin de fiecare dată cu mare drag la vaslui, pentru că aveți niște oameni care iubesc sportul și care îi ajută pe sportivii noștri, care sunt în activitatea competițională atât la loturile naționale cât și la loturile olimpice și mi se pare corect și normal să fiu alături de ei și să susțin, așa cum fac eu de obicei acum de când m-am lăsat de sport în 2004. Gabriela Szabo a fost atletă de talie mondială. În prezent, aceasta este vicepreședinta Federației de Atletism. A fost desemnată în 1999 cea mai bună atletă a lumii și cea mai bună sportivă a Europei.